E o meu de bucurie pentru mine să fiu în această dimineață cu frații și surorile din Toronto. Așa, după cum știți, mulți dintre dumneavoastră, prima biserică, acum 25 de ani, când eu am venit în Canada, a fost această biserică, Biserica din Toronto. Îi dau seama lui Dumnezeu pentru toți care mă cunosc, pentru toți ce îi cunosc și aș vrea ca harul să vă fie mulțit. Este un privilegiu pentru mine să știți în această zi în care am putut să vin la Toronto. Împreună cu soția mea. De obicei, ea stă acasă și eu merg în lucruri. 3 luni, 4 luni de ani sunt plecat în România, în Europa și pe ea nu am îngăduit. Așa că îngăduiți-mi să o invit, dacă are un salut pentru dumneavoastră, să vină să vină. Este un har deosebit, într-adevăr, să fiu împreună cu soțul meu în slujire. De obicei, eu rămân acasă pentru că încă mai muncesc, sunt în câmpul muncii în Canada de 25 de ani, dar prin mult jertfă, mult post și rugăciune, eu am strigat către Domnul ca să-i dea soțului meu de lucru în via lui. Și dau slavă lui Dumnezeu că i-a dat. Și așa cum îl vedeți astăzi, în mijlocul dumneavoastră, este în mijlocul fraților de la Chichilești și pe oriunde de Duhului Dumnezeu îl poartă în România sau în Europa sau în America. Peste tot el pleacă și eu rămân să muncesc și sunt acasă rugându-mă pentru el și simțesc în slujire pe genunchi. Să știți, n-am voie să mă plâng, nu-mi este ușor. Când pleacă și nu este niciunui ușor, eu știu asta, dar nu am voie să mă plâng, deși de multe ori lacrimile încurc fără să mă întrebe, pentru că eu am cerut asta de la Domnul. Nu pot acum să zic, Doamne, de ce sunt singură când mi-e greu, de ce când tata a trecut la Domnul, n-am putut să ajung nici la mormântare, era tot în misiune pe undeva. Am zis, Doamne, nu mă plâng, cer milă și îndurare ca Tu să ne întărești și pe mine și pe el și să ne folosești pentru gloria numelui Tău. Deci, ce am vrut să vă spun, undeva în Evrei, în capitolul 4, versetul 1 din capitolul 4, spune că trebuie să intrăm în odihna lui Hristos. Deci, dacă trebuie să ne bucurăm de odihna Lui, înseamnă că trebuie să ostenim cumva, nu? În slujirea Lui, în via Lui. Și atunci am zis, Doamne, cum îți slujesc eu Ție? Cum fac aceasta ca să intru în odihna Ta? Și am înțeles că trebuie să-mi ajut frații de credință și pe străini totodată. Și atunci Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă și mie și soțului meu această slujire. Noi am făcut-o cu biserica la început. Și după aceea, soțul meu s-a hotărât să pornească el în lucrarea aceasta și strânge ajutoare prin ceea ce face și duce la frații de la Chichilești și la cei care sunt în nevoie. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru că sunteți parte din această slujire și să știți, faptul că venim duminica la adunare e minunat, alții nu se pot duce. Sunt poate pe un pat digital sau într-un cărucior cu rotile, sau alte lucruri îi țin, cel rău poate îi ține. E mare har că putem veni și în cursul săptămânii. Asta este minunat. Este o mulțire a harului. Dar nu știu dacă în ziua aceea va fi îndeajuns, dacă îi vom spune Domnului că ne va întreba ce ai făcut pentru mine. Păi știi, Doamne, am fost duminică la adunare. Fiecare duminică dimineața n-am lipsit, Doamne. Duminică seara, dacă am avut program, m-am dus. Dacă nu m-am dus, am descurat alte frățietăți și astea. Dar nu cred că va fi îndeajuns. De aceea, Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească pe fiecare parte și să ne folosească pe cei care nu putem merge la Chichilești sau la spital, la bolnav, să ne folosească în cămăruța noastră rugându-ne pentru alții. Este mare har să putem să ne rugăm.
Chiar spunea cineva că suntem chemați în a ne, spune cuvântul, a ne purta sarcinile unii altora, dar suntem chemați să ne rugăm unii pentru alții și este mare lucru. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, când duceam mașina și mi-a venit în minte cineva să mă rog pentru. Și m-am rugat și am strigat și plângeam și mă rugam și nu știam de ce. Ca să aflu a doua zi că persoana aceea a avut un atac cerebral și a fost în spital o lună de zile. Deci, în momentul ăla, nu știu ce se întâmplă. Deci, dacă vă vine în gând o persoană să vă rugați, rugați-vă. Rugăciunea îi face foarte mult. Și rugați-vă oriunde. Să știți, aveam o prietenă care se ne-a dat, am trei băieți, dar nu unde să găsesc un pic de liniște să mă rog. Și am zis, vreau, te duci la baie. În baie fiecare are liniștea lui și cineva îi respectă privațiunea aia. Du-te la baie. Și întuie ușa, dacă Domnul știe că tu nu ai altă cameră unde să te rogi, nu? Și este primită rugăciunea. Să o faci din inimă și Dumnezeu te ascultă. Și să știți, după ani de zile, îmi tot spunea, sora Lucuția, dacă ați ști ce bine mi-am prins învățătura aia, când am nevoie de Domnul și îl strig și trebuie să strig atunci în momentul ăla, mă duc la baie. Și copiii mei știu că sunt la baie, îmi respectă timpul ăla în care sunt la baie. Și să știți, nu poți niciodată să știi. Dumnezeu trebuie să ne retragem din prezența oamenilor, chiar și la servici. Mă duc să iau America, mă îndepărat și strig la Domnul și mă rog. Și știți cum? El e la cuvetă, în bucătărie, el este în avion, el este la mașină, când conduce la volan, este. Deci, el este omniprezent, el este peste tot, nu trebuie să vă spun asta, numai am constatat că dacă plecăm urechea la șoapta Duhului Sfânt, Dumnezeu îți spune cine are nevoie atunci de rugăciune. Și să o facem. Vă încredințez în brațele Domnului și Dumnezeu să vă asculte rugăciunile făcute cu credință și după voia Lui și dacă cerem ceva după voia Lui, El ne dă. Și zice, dacă nu ai pentru cine să te rogi, întreabă pe Domnul și El te va călăuzi și îți va arăta pentru cine să te rogi. Psalmul 5 spune așa, dacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele, ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog, Doamne, auzi-mi glasul dimineața, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Totul este să te rogi și să aștepți că El împlinește ceea ce știe că trebuie împlinit și ce este mai bine pentru fiecare. Fiți binecuvântați și Domnul să vă păstreze în harul Său. Amin. Amin. Iată că a trecut deja o lună, o lună și ceva de când am fost ultima dată la dumneavoastră împreună cu Biserica Providența de Kitchener și o lună foarte încărcată pentru mine, foarte, foarte încărcată, o lună în care m-am îmbolnăvit de câteva ori, m-am făcut bine, iar m-am îmbolnăvit, iar m-am făcut bine și acum de două, trei zile iar m-am îmbolnăvit. Dar îi dau slavă lui Dumnezeu că așa cum spune și soția mea, cât voi avea suflare, am să-L laud pe Domnul și am să lucrez pentru El acolo unde m-a chemat. Ceea ce veți vedea în continuare face parte dintr-un program de muzică și poezie intitulat Un zâmbet pe fața ta. Ați auzit bine? Un zâmbet pe fața ta. Probabil că o să-mi spuneți că în biserică nu se zâmbește. Nu știți dumneavoastră bine, în biserică nu se fluieră, dar e zâmbit, se zâmbește. Vă dau numai câteva motive să aveți un zâmbet pe față în această dimineață. Aveți un zâmbet pe față pentru că sunteți copii de Dumnezeu. Aveți un zâmbet pe față pentru că aveți sănătate și puteți veni în casa Domnului. Aveți un zâmbet pe față pentru că banca încă nu v-a luat acasă. Aveți un zâmbet pe față pentru că nu sunteți pe un pat de spital. Pentru că vă sunt copii sănătoși și aveți atâtea motive să aveți un zâmbet pe față. Dacă Duhul lui Dumnezeu mă va ajuta în această dimineață, am să încerc să pun un zâmbet pe fețele dumneavoastră. Așa cum ați auzit de ceva ani bun, 10-11 ani, mă ocup de leproseria din Chicileșii.
numai pe partea de mâncare. Dar este o lucrare destul de grea. N-am știut că e așa de grea când m-am apucat de ea, dar dacă m-am apucat, am zis să o duc la bun sfârșit. Da. Ca să termin cu partea de mâncare, acolo, cred că ar trebui să termin cu ei, să nu mai fie ei. Că partea de mâncare nu se termină niciodată. Un pantof, o lenjerie, o rochie, un sacou, mai primesc ei și ăla poate să-l poarte 5 ani, 6 ani. Dar dacă eu le duc 2 cozonaci, să știți că până seara nu mai am. Așa că trebuie să le duc tot timpul. Am făcut, împreună cu biserica noastră, am făcut un cont la Bank of Montreal și un card de la eu care îl încarc bani și un card de la unii care lunar scot de acolo niște bani. Așa că ceea ce fac, fac legal, fac prin bancă. Bisericile care se ocupă direct de Tichilești și care lucrează cu mine este biserica din Brăila, pastor fratele Gurgeanu, și biserica din Tulcea. Este o lucrare destul de grea. Mi-a fost frică să mă duc prima dată, vă spun sincer, mi-a fost frică, dar așa a fost să fie, Dumnezeu m-a întărit și m-am dus după aceea, acum mănânc cu ei, dorul la ei, nu e niciun fel de problemă, nu mai am niciun fel de problemă cu ei. Fratele Cenușe spunea, fratele Cenușe a fost cel care a slujit cel mai mult în biserica din cadrul leprozeniei. Au o biserică foarte frumoșică și spunea că atunci când boteza leproși, pe luciul apei, întotdeauna vedea câte ureche, cât un deget, cât o bucățică din nas. Să știți că este un tablou destul de neplăcut. Dar îi dau slavă lui Dumnezeu că m-a întărit. Nu mi-a fost ușor. Dar m-a întărit și nu pot duce acum fără probleme la ei. Și atâta bucurie cât au ei în suflet. Și de fiecare dată când mă duc, mă întâmpină veterana leproșilor de acolo. Ea se numește Eufimia. Ei spun Sorahima. Sorahima vă salută pe toți. Mi-a spus, du salutul pe unde mergi. Vă salută pe toți cu Iov 36:15. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Da. Să știți că se roagă tot timpul. De câte ori mă duc la ea, de câte ori mă duc la leprozerie, mă invită la ea acasă. Și casa ei este undeva pe deal, în care trebuie să urci 300 de trepte. Aș fi vrut de multe ori să scap de această invitație, dar nu se poate. Și de fiecare dată ea o ia înainte și mă lasă pe mine în urmă cu vreo 150 de trepte. Ea este de la vârsta de 16 ani acolo și acum are 92 de ani. M-a chemat la ea în casă și s-a rugat împreună cu mine. Vă mărturisesc că n-am văzut, poate numai poporul Domnului l-a văzut pe Moise cu lumina când coborâ de pe munte. Era fața luminată. Vă mărturisesc, nu vorbim cu nimic. Fața era luminată. Mi-a fost și frică să stau lângă ea. E o sfântă întrebătoare. Iar boala, ea spune că îi mulțumește lui Dumnezeu că i-a dat lepră. Și a scăpat pe lepră cu dragul. Să fie Domnul pentru așa o dată. Deci așa cum ați auzit, un zâmbet pe fața ta. Deja vedeți că eu am început să zâmbesc. Dar știți ce? Dacă nu vreți să zâmbiți, poate
voi să plângeți. Ce Duhul Domnului vă îndeamnă să faceți, aia să faceți. Din deal, vechi propotecoriți în cupe și cadențe, îngrămând sonor cortind din strop mărunți de ploaie. În timp ce jos în văi, țărăm cu mărunți, cu nota tot la zdrențe către adunare mâncă frământând noroaie, și toți trăiesc, și bucuria le e mare, căci am un dor, și-n dragoste-i spun, n-o vreodă, hai grăbește că-i dă mărs la adunare. Doar el, aici, modelul omului ajuns la bine, cu toată fericirea sunt în visa și în saltea. Iar dimineața Domnului cinstită în pat la mine, mă tângui și mă stâng. Dospesc tristeți, cultiv în suflet gol, când și biserica și acea credință vie, vreau să le încap într-un TV și într-un remut control. Alerg hrănit cu un prefurat de joc, să văd din nou fidelă mea fata Morgan. Mă acopăr cu cărbuni și mă feresc de foc. Îl vând pe Handel și Vivaldi pentru rock, ca să rămân doar eu și sufletul și rar. M-a depărtat Doamne și smic, mai nu strămgită mi-a dat o vață, să am și lacrimi și dureri un pic, să crești în mine, eu nimic, să învăț să mor din dragoste de viață. Amin. Amin. De câte ori intru într-o biserică și lumea nu mă cunoaște, nu este cazul aici, dar probabil că sunt persoane care nu mă cunosc, intru într-o biserică, lumea nu mă cunoaște și și dumneavoastră acele șușoteli din batic în batic, cine este amin cu părul mare? Și ca să nu mai există aceste șușoteli, am să vă spun de la început cine sunt. Și dacă mă întorc în urmă cu aproximativ 25-30 de ani, într-un interviu luat de doamna Oltă cu la ziarul Săptămână, întreba cine este Cristian Necula. Pe vremea aceea am citat pe Minulescu și am spus, nu sunt ce par a fi. Nu sunt nimic din ce aș fi vrut să fiu. Dar fiindcă m-am născut fără să știu, sau prea curând, sau poate prea târziu, m-am resemnat ca orice bun creștin. Și n-am rămas decât ceea ce sunt. Deci numele meu este Cristian Necula și mult am bântuit prin teatrele din România, Teatru Fantasia din Constanța, Teatru Dramatic din Ploiești, pe vremea când Toma Caragiu a fost director, Teatru Satirii Muzical Constantin Tănase din București și pot să spun și eu ca Dani Codinioară, viu este Domnul care m-a izbăvit din toate necazurile. Îi dau slavă lui Dumnezeu pentru că a fost atât de bun cu mine și m-a scos din acea mocirlă urâtă a păcatului. De câte ori mă duc în biserici, aduc salutul Bisericii Providența și în general a bisericilor din Canada și le spun salutul bisericii este și în această dimineață pentru dumneavoastră este din toată Biblia. Citiți Biblia și o să vedeți salutul Bisericii Providența. Mă întrebau mulți de ce mi-a plăcut mie totuși Canada, mi-e frig. Zic, se aseamănă așa de mult cu România. Așa de mult se aseamănă cu România. În Canada sunt 4 anotimpuri la fel ca și în România. Primul anotimp în Canada este vine iarna. Al doilea anotimp este iarna. Al treilea anotimp încă este iarna. Și al patrulea anotimp se repară șoselele. Al patrulea anotimp îl au românii foarte mult, dar măcar să repară, dar nu prea. Dar există un paradox și Octavian Butler spunea foarte bine, avem gândiri mai înalte, dar sentimente mai reduse. Avem autostrăzi mai largi, dar viziuni mai înguste. Avem mai multă medicină, dar mai puțină sănătate. Avem mai multe feluri de mâncare, dar mai puțină nutriție.
Acestea sunt zilele pilătorilor scurte, ascute celor de unică folosință, ale moralității de a aruncat la bunoi, ale aventurilor de noapte, ale oamenilor supraponderale, ale pilulelor care fac totul de la înveselire până la liniștire. Acesta este un timp în care găsești totul expus în vitrină, dar nimic în magazin. Am păcătuit. Este glasul conștiinței. Doamne, în îndurarea ta, ai milă de noi și iartă-ne. Iartă-mă, 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 Dumnezeu meu. Pentru gândul nesfințit, pentru ochii ce-au privit, pentru vorba fără lat. Doamne, iartă-mă, Tu iar, pentru timpul meu trecut, fără rodul ce l-ai vrut. Și eu n-am uitat să aduc salutul. Și a zis, oriunde-i fi, este prezentă, nu este prezentă, sunt departe, nu sunt aproape, eu trebuie să aduc salutul soției mele. Mai ales când face așa de bine când sunt plecat. Și spune așa, salută bisericile pe unde mergi din partea mea cu Psalmul 68:19. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Și spune-ne că sunt parte din misiunea ta, dar o fac într-un mod mai puțin vizibil. Eu stau pe genunchi și mă rog pentru tine. Te iubesc și ai grijă. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Dumnezeu să ne trezească calea mea sub pașii tăi și să te aducă sănătos și în pace înapoi la mine. Te aștept și te iubesc, îngerul meu. Mai aveți careva statut de înger aici?
Asta se vede și mi s-a întâmplat. Am fost la o evanghelizare în Caransebeș. Și mergând pe drum, pe la ora prânzului, cu capul în jos, am văzut un pachetel. L-am luat de jos, l-am desfăcut, ce credeți că era în el? 600 de euro. Wow! De îmbogățit este. Dar zic, Doamne, dacă nu iau banii ăștia, mă numesc hoț. Dacă îi duc la poliție, se numește el hoț, că nu mai duce banii înapoi. Așa că l-am luat pe mână și am stat și am mers cale de 50 de pași, să zic. Și un om plângea pe o piatră, amărât. Zic, de ce plânge un om? Am pierdut 600 de euro de la băiatul meu și nu mai am bani de medicament. Zic, uite, eu am găsit pachetelul ăsta care erau 600 de euro. Sunt banii tăi. Ia-i înapoi, dar vină diseară la biserică că este evanghelizat. Acum eu nu știu dacă el a venit sau nu a venit. Dar cert este un lucru, că eu am văzut pe telefon imediat și am dat telefon soției mele și am spus, mami, am făcut o faptă bună. Ce-ai făcut? Am găsit un pachet cu 6 de euro, am găsit pe bubaș, am dat banii înapoi și... Foarte bine, de azi nu te mai numești înger. Oh. Păi ziceam, că am făcut o faptă bună. De azi te numești arhanghel. Wow! Cum ne ridică Dumnezeu pe noi câteodată. Dar nu știu, în câteva minute, nu știu dacă mai aveam și statutul de înger, dar... Știți, de la început eu făceam tot ce vroiam eu, tot ce... Niciodată nu-L întrebam pe Dumnezeu niciodată dacă e de acord, nu e de acord și... Tot așa nu stăteam, într-o vreme, prins de-al banilor dor, se pornind de pe noapte cu doi boi la obor. Și pe când zise, Leano, de la vaci, de la porc, că eu vând iute boi și la prânz mă și întorc. El în poate răspunse echizând cu un respect. Zici și tu mai bărbat, el acum vrea, Dumnezeu! E, vorbi să nu taci, greu să prinzi un temei. Ce să vrea Dumnezeu, că doar boii să-i mei? Să te-ai tăi, ai dreptate și să vinzi nu fi greu. Dar tu zici mai bărbat, dacă o vrea, Dumnezeu! Hai destul, am plecat! Și lupul cu cean, țan să fie un porni. Hai unei, hai numa! Iar la când am văzut că se strâng mușterii, ai să țină la preț. Cum îi dai? 10.000! 10.000 și nătâng? Îi vorbi pe peștile. Dar a zis unul gras. 10.000? 10 îți dau. Dar așteaptă că întâi vreau să cumpăr nutreț. Și țăran, ținut și mai tare la preț. Se făcut de amiază, toți plecară curând. Mușterii cel gras să mai vină nici când. Și avea un amurg, i-a șoptit un coscar. Auzi? Boiți buni, dar bolnavi. Vrei pe ei un mian? I-a vândut speriat, iar din vârf după un ceas îl zări pe coscar cu clientul cel gras, povestind la un han printre alți negustori. L-am prăzut pe săratul trecură fiori, 10.000 zece-ți dau, îl legară la cap și am dat pe doi boi un mian, cap în sap. Bietul m-a auzit, îi sări de scântei. Hoții tâlharii m-au prădat, pune-ți mâna pe ei! Se făcută răboi, în lovirea braș, după toate, plătea și un cinstit adălmaș. Se trezi către zori într-un șanț cu nămol, fără boi, fără bani și bătut ca un țor. Și gemând de dureri, se porni către sat, cât un câine lătra la vângar depărtat. Iar când zori urcau prima zare de foc, le-a nasul auzit la fereastră, boc, 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 i-a limpat. Cine e? El e afară cu greu. Eu, bărbatul tău, Leano! Dacă vrea Dumnezeu! Tot așa în orice clipă de ți-e bine, de ți-e greu, când pornești să faci un lucru, nu te încrede în propriul eu. Spune plin de umilință, dacă vrea Dumnezeu, amin. Amin. Dumnezeu m-a chemat în această slujire și nu ca vedetă. El vrea să fiu slujitor. Și dacă sunt slujitorul lui, el îmi va da și putere. El îmi va da harul lui care mi este îndeajuns. Asta vă spun o fostă vedetă, o vedetă care a fost pentru cei ce veneau să se adapte prin zboarele false ale fericirii. Dar acum, de când îl iubesc pe Iisus, mai mult mi se pare un altul. Și soarele e altul.
ușor mai roșie se arată. Cumpărați din aceste CD-uri, din aceste DVD-uri
Și în felul acesta și dumneavoastră să puteți contribui la, la această ajutorare pe care Domnul mie mi-a pus-o pe inimă. Și dacă vreți să cumpărați un CD, sunteți bineveniți. Dacă nu vreți să cumpărați un CD, poate vreți să le cumpărați pe toate. Dacă nu vreți să le cumpărați pe toate, atunci poate vreți să faceți o donație. Cum dumneavoastră vă este cel mai bine. Dar oricum Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Tulbură-ne, Doamne, când suntem prea mulțumiți cu noi înșine, când ni se împlinesc visul, fiindcă am visat prea mult, când am ajuns în siguranță la destinație, fiindcă am văzut prea aproape de țări. Tulbură-ne, Doamne, când sătui de lucrurile pe care le avem, ne-am pierdut foamea de pâinea vieții. Când îndrăgostiți de viață, am încetat să mai visăm la veșnicie. Când în strădania de a zidi un pământ nou, am dat uitării. Ce? Tulbură-ne, Doamne, ca să trăznim mai strașnic, să ne avântăm în mările învolburate, în lac, unde furtunile ne vor învăța despre stăpânirea Ta, unde fără țărul la orizont vom vedea stele. Tulbură-ne, Doamne, își cerem acest lucru în numele Mântuitorului nostru, cu putere, îndrăzneală, speranță și mai ales dragoste. Tulbură-ne, Doamne, își cerem acest lucru în numele Capitanului nostru, Iisus Hristos. Amin. Da?
Nu se trage din mine, să știți. Am învățat în clasa pană, de asta adevărat. Da. Această teorie darwinistă pe noi creștini ar trebui să ne supere cel mai rău. Dar noi trecem de păsători, parcă nici nu auzim, nu zicem nimic. Dar să știți că mai supărate decât noi sunt mai mulțele. Ascultați ce spune o mai mulță. Odată, o mai multă din neamul anecdotic, venind la sfat pe o creangă de arbore exotic, zise: atențiune, atențiune! Sunt tare afectată! Că-și circură prin lume o vorbă deloc adevărată că omul ar descinde din pura noastră rasă. Oh, și această idee mi se pare odioasă. Ați convenit vreodată divorțul printre noi? Copii lăsați pe drumul sau strigă de război? Cine a văzut în poartă la unei bombe la fântan? Excroi, bandiți, ghirile sau vreo tot în cerii? În anul nostru nobil nu vezi așa prostie. Noi nu avem mafii crude în stirpa noastră aleasă, nici teroriști, nici dogme, nici luptele de clasă. Cât am putut eu jungla, scuzați, n-am observat în obștea mai muțească vreun cocotier privat. Nici garbi, nici pâine de foame sau morți în tainte, așa zise mamei. Nu veți vedea vreodată cât soarele și luna o minte de maimuță dospind în ea minciună. Chiar de-aș fi silită de vreun laborator, n-aș deveni porbâtă și nici informator. Și atât un lucru în lumea mea de jos. La noi nu se întâmplă război religios. Nici sfinte inchiziții, nici libertăți în lanțuri, nici chefuri după care să ne culcăm în șanțuri. Nici ordine mondială, nici naționalist și nici vreo îndoială ce aduce ateism. E adevărat că omul a coborât la noi, dar nu, fiți rezonabili, n-a coborât din noi. Eu vin singur în grădină. O biserică care nu are decât patru membri.
Ei sunt eu fiecare, George oricine, Mihai cineva și Nicolae nimeni. Tot patru sunt membri unei biserici. Fiecare, oricine, cineva și nimeni. Iată, de exemplu, activitatea lor în ziua Domnului. Fiecare de obicei rămâne acasă duminica pentru că trebuie să odihnească. De data aceasta s-a dus la pescuit. Oricine. Ar vrea să vină la biserică, are intenții bune și serioase, numai că își aduce aminte de un lucru. Cineva s-a supărat pe păstor din cauza unei pierde cu lumina care nu se lumineze, face mai mult foc. Și cineva susține că păstorul a visat direct pe el. Ca să nu fie supărare, oricine, cineva și fiecare au spus, stăm acasă. Imaginați-vă cine a mers la biserică. Nimeni. Nu este glumă dintre toți. Nimeni este singurul om în secare. Cine merge în vizite? Nimeni. Cine vine la muncă patriotică? Nimeni. Cine se duce să ajute frații când au nevoie de ajutor? Nimeni. Cel mai harul, cel mai dat, cel mai săritor, cel mai plin de zel, e el. Adică nimeni. Odată păstorul a făcut apel, era nevoie de un învățător la școala duminicală, fiecare a zis că merge oricine, iar oricine a zis că merge cineva. Știți ce s-a dus până la urmă? Amin. Altădată s-a întâmplat că s-a mutat prin vecini un necredincios, era de datoria lor să se ducă să-l câștige la Hristos. Fiecare s-a vorbit, dacă îi vorbește cineva. Cineva a zis, lasă că îi vorbește oricine. Și cine a vorbit? Nimeni. Moral. Toți suntem răspunzători de lucrarea Domnului și de mântuirea altora. Dacă spunem în sinea noastră că lucrarea Sfântă o face oricine, sau o face cineva, sau o face fiecare, să știți că o face nimeni, să ne ajute Domnul să o facem toți. Amin. Dorurilor mele, străluci și sfânt și
Avem nevoie de pocăință atunci când ni se par predicile lungi, plictisitoare. Avem nevoie de pocăință atunci când găsim timp să ne uităm la televizor, dar nu avem 10 minute să citim din cuvântul Domnului. Toți avem nevoie de pocăință. Se spune că cineva i-a cerut lui Dumnezeu un fluture și o floare. Și Dumnezeu, în marea lui bunătate, i-a dat un cactus și o mită. Și omul tare s-a supărat. Dar numai după puțină vreme, din acel cactus sepos, a ieșit o floare frumoasă. Iar din acea omidă hidoasă, a ieșit un fluture superb. Tot așa și eu, i-am cerut lui Dumnezeu glorie. Și Dumnezeu mi-a dat. I-am cerut lui Dumnezeu bani. Și Dumnezeu mi-a dat mai mult decât îmi trebuia. M-am pus pe genunchi la mâna lui Dumnezeu. Suntem o soție frumoasă și iubitoare. Și Dumnezeu mi-a dat. Ne-am pus amândoi pe genunchi de data aceasta. Și ne-am rugat la Dumnezeu să ne dea copii frumoși și sănătoși. Și Dumnezeu m-a ascultat și de această dată. Mi-a dat un băiat și o fetiță. Dar într-o zi, soția mea mi-a spus: Cristian, ia și tu o săptămână de vacanță de la teatru și să mergem la Mediaș, la verișoara noastră. Printre puținele zile de care puteam să le iau din teatru, am reușit să ne iau o săptămână. Ne-am urcat noi doi și cei doi copiii noștri. Ne-am urcat patru mașini. Și am întors a doua zi. Ne-am întors acasă numai trei. Și un sicriu. Un sicriu care era băiatul nostru. De numai 13 ani. Am făcut cu mașina o acvaplanare cu 5 km înainte de Sighișoara. M-am dat de câteva ori peste cap într-un lan de cartofi. Ploua mărunt, ploua mărunt, mărunt, mărunt. O zi mărunt, o zi gri. Într-un târziu ne-a găsit cineva în acel lan de cartofi. Ne-a luat de acolo. Ne-a pus pe mine și pe băiat, ne-a pus în benane basculante. Pe fetița și pe fată au stat în cabină, în față, ploua mărunt. I-am luat mâna bețelului, am ridicat ochii în sus și am luat și eu ca eu în inimioară. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. L-am sărutat pe Claudiu și am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot. Este foarte ușor să-i mulțumim lui Dumnezeu atunci când el ne varsă binecuvântări peste noi. Mai greu este să-i mulțumim atunci când el scoate în ea și știe el de ce. A fost atât de greu. Am avut un Dumnezeu mare. Mi-a trecut prin față toată viața mea. Cu bune și cu rele. Într-o fracțiune de secundă. Și o voce care îmi spunea, o voce care spunea obsedant la un moment dat: coboară de pe cer.
comoara de pe scenă. Un om care toată viața lui a fost pe scenă, cu puterile lui, este aproape imposibil să coboare. Dar am avut un Dumnezeu bun care îmi spunea mereu, coboară de pe scenă, coboară de pe scenă. Doamne, dar nu pot singur. Și ce fac? Este singurul lucru care pot să-l fac. Să pot să câștig existența. Coboară de pe scenă. Coboară de pe scenă. Am avut un Dumnezeu mare care m-a ajutat să fac acest lucru. Mi-a dat mâna și vă mărturisesc că nu știu. Nu știu cum, ce putere. M-a făcut să cobor de pe scenă. Am fost întrebat undeva care a fost cea mai mare scenă pe care am cântat vreodată, pe care am interpretat vreodată. Vă pot spune și dumneavoastră, fără ezitare, cea mai mare scenă pe care am cântat vreodată este casa lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Îi dau slavă lui Dumnezeu că a avut o zi pentru mine, așa cum a avut pentru fiecare dintre voi. Și dacă sunt oameni care n-au avut așa o zi, încercați numai pe Dumnezeu și vedeți cât de bine va fi. Și de atunci mă întreb într-una. Am dat oare ce am mai bun lui Iisus, care a murit atât de curând, împing la sacrificiul de pe cruce. Știu, Domnul, să-i dau ce am mai bun. Câți oameni ne-am dus la calea dreaptă, câți oameni de păcat dar nu era. Închideți televizoarele, închideți radiourile, spuneți stop internetului și duceți-vă în cămăruța voastră, încuiați-vă acolo și rugați-vă pentru voi, pentru copiii voștri, rugați-vă pentru păstori, rugați-vă pentru biserică, rugați-vă unii pentru alții ca Dumnezeu să reverse pacea Lui și harul Lui. Și să vedeți ce bine va fi. Pentru că purtava de grijă Domnul într-un fel. Nu-n felul meu poate, nu-n felul tău poate, în felul său însă El se va îngriji.
mâncarea nu este bună. Gândește-te că sunt oameni care nu au coajă de pui. Dacă te vei duce acasă și copilul te va supăra, nu-l mustra, sărută-l și mulțumește lui Dumnezeu pentru că îl are. Pentru că sunt oameni care și-au pierdut copiii de timp. Dacă te vei duce acasă și ți se va părea casa prea mică, nu fi negrijit. Sunt oameni care nu au acoperit deasupra capului. Și când gânduri depresive vor să te pună la pământ, când satana vrea să te doboare, pune un zâmbet pe fața ta și mulțumește lui Dumnezeu că trăiești. Și dacă tot trăiești, de ce nu te-ai pocăi? Pentru nepocăiți să se pocăiască, iar pentru pocăiți să se sfințească. Pentru pocăiți și nepocăiți, pocăiește-te, omule. Meditează la viața ta astăzi, omule. Scoală-te din păcat, cercetează-ți viața ta. Cine ești, ce dorești, cum trăiești, fără de Dumnezeu? Nu te pierde așa de ușor, încrede-te-n El.
Doamne, vin că e mai bine. Alergăm după vânt
și deschidem târziu pumnii goi. Vrem nou început, însă timpul pierdut nu se-ntoarce nici când înapoi. Haideți să cântăm împreună o cântare și timpul acesta va avea loc colecta. Voluntate, Domnul, cu vinarea anului 344.